Peste 3.000 de locuitori din nordul țării vor beneficia de servicii medicale mai bune, asta datorită faptului că în satele Tăhnăuți și Sârcova din raionul Rezina au fost deschise două oficii moderne a medicilor de familie. La inaugurarea lor a participat și ministrul Sănătății, Ruxandra Glavan. Ala Gaidibadi este asistentă medicală în satul Tăhnăuți de aproape 30 de ani. Femeia spune că până acum a muncit în condiții greu de suportat. În vechiul oficiu al medicilor de familie curgea tavanul și era foarte frig. Era frig, ferestrele erau vechi, ușile erau vechi și peste tot intra și frigul și podul a fost stricat și ploua, fiindcă șiferul era... Nu bun. Acum e foarte frumos, e larg, e luminos, e cald, avem mobilier nou, e bine, n-am ce spune. Localnicii din Tăhnăuți speră că acum vor beneficia de servicii medicale mai bune. Într-adevăr, luptăm pentru calitate, dar calitatea fără sănătate nu merge, așa că sănătatea trebuie să stea în capul mesei. Cred că am meritat așa o clădire. Mulțumim tuturor care au contribuit. În trecut, desigur, era frig și condiția nu era mult foarte bine. Cetățenii pot beneficia de servicii de calitate atunci când există un edificiu medical care corespunde standardelor medicale, care are elementarul cabinetul pentru consultații, un cabinet pentru proceduri, cabinetul pentru vaccinări, respectiv aceste condiții deja au fost asigurate pentru locuitorii acestor două comune. Lucrările de construcție au început în 2015 și au costat aproximativ 3.500.000 de lei. Banii au fost alocați de Ministerul Sănătății, Consiliul Raional Rezina și Compania Națională de Asigurări în Medicină.